Dumneavoastră, da, domne, da, doamna este doamna Măiță, are dreptul să o facă, că apără copiii, nu mai apără câini. Suntem aici ca să vă facem treaba dumneavoastră, pentru că de 7-8 încoace nu dați sancțiuni celor care agresează echipajele ASPA în trafic. Nu ați anunțat protecția copilului despre comportamentele care pun în pericol minorii. Comportamente pe care chiar părinților le au și iau cu ei în mașină. Doamna Măiță pare, domne, mare formă, mare verbă. Suntem aici ca să ajutăm autoritatea locală. Partea interesantă e că oamenii cu animalele s-au retras, dar doamna Măiță vrea să blocheze aici o cale de acces. Să ajutăm autoritatea locală să-și facă treaba. O spunem de câte ori trebuie. Și nu plecăm, nu vă mai opoziți că nu plecăm de aici. E bine că nu mai transmiteți mesaje de la Viena, știți? Ca absolut, și... absolut. Bine că nu de la Roma, am venit doamna aici la cal, pentru că dumneavoastră de la Viena încercați să faceți politica de pe străzile României. Politica care se reduce la legea junglei. Vreți să impuneți legea junglei în România. Noi vrem să împiedicăm ca Bucureștiul să trăiască în legea junglei. Pentru asta suntem aici. Vrem o lege europeană, vrem un oraș civilizat. Dacă dumneavoastră nu ne ajutați să avem acest oraș civilizat, noi suntem aici să o facem. Așa ați discutat și cu ei timp de 7-8? Așa ați discutat și cu ei timp de 7-8? De asta aș permit să fac moșule, ce aici pe ultraj în fiecare noapte. De asta aș permit să încalce legea în România noapte de noapte și să impună un regim de teroare peste București și peste alte orașe din România. Protestăm împotriva unei acțiuni teroriste a unor indivizi care sunt, se pare, cetățeni sau noi acestui oraș. Nu sunt numai ei, domnul meu, suntem și noi aici. Noi nu blocăm carosabilul, noi protejăm circulația acestor mașini. Aveți să adimărați să se iasă la treabă. Hai să ne ținem și...